Salutare prieteni, bine v-am la tutoriale video.info Eu sunt Vlad și în acest tutorial o să vă prezint un program ce optimizează memoria RAM a calculatorului pentru o performanță mai bună. Programul se numește Memory Optimizer Pro, acesta este un program gratuit care optimizează memoria RAM a calculatorului, ajutându-l în acest fel să ne ofere o, pe să ne ofere o performanță mai bună. Știm foarte bine că memoria ROM joacă un rol foarte important în funcționarea și performanța aplicațiilor din calculator și sunt convins, de, sunt convins că toată lumea ă, știe că un PC cu puțină memorie RAM instalată va fi extrem de lent pe lângă componentele ă, pe lângă celelalte componente. De exemplu, dacă vă luați, să zicem, un procesor, nu știu, AMD FX 6300 cu 6 ă, 6 nuclee și nu știu, au mai inventat și o placă Nvidia Titan Z cu 12 GB video RAM. Dar la memorie RAM stați uh, prost, adică aveți 1 GB de DDR3 sau 2 GB, bineînțeles, aplicațiile vor rula foarte, foarte lent. Chiar și pentru gameri, uh, dacă au 8, tot 8 uh, GB, și ei vor, uh, vor trebui să uh, va trebui să, -i, uh, să optimizeze memoria, acea memorie RAM. Deci, pentru a optimiza memoria va trebui să deschidem un browser să schimb pe internet .com, Dăm click pe primul rezultat după care va trebui să dăm click la download pentru memory optimizer download. Am avut va trebui să uh, descărcați uh, Aplica, va trebui, puteți să rul, rulați aplicații din browser, eu o să salvez uh, pe desktop, voi puteți să faceți același lucru. Așteptăm un pic. Ok, am că s-a descărcat, rulăm aplicația, run, dăm click pe S yes. Accident în contactul a, a softului, mă scuzați, antivirusul mă ia cam razna, dăm click pe next, dăm click pe customize, uh, de aici am debifăm această căsuță dacă voi vreți ca programul să se lanseze de fiecare dată, când uh, uh, Pornesc sistemul de operare, lăsați bifată această opțiune, eu nu am nevoie Lăsăm bifată Create Distropy Conform Memory Optimizer Și de asemenea de aici va trebui să ne alegem unde anume vrem să instalăm programul Eu o să las în ce Program Files, voi puteți să lăsați uh, Puteți să-l instalați oriunde altundeva Dăm click pe Back și dăm click pe Install Now Așteptăm un pic Ok, haideți că s-a luat. Acum, ca să o luăm aplicația, dăm click dreapta pe ea și run as administrator. Yes. Uh, după cum putem observa, aceasta este interfața grafică. Uh, avem un grafic unde culoarea verde înseamnă uh, memoria utilizată. Memoria cache e cea cu albastru și cred că e un albastru mai uh, mai uh, deschis sau un alb, cred, uh, memoria liberă. Acum, pentru a recupera memoria, va trebui să dăm click pe Recover Free Memory. Așteptăm un pic. Și bineînțeles, softul nu ne spune exact uh, dacă programul a recuperat memorie, dar vă recomand atunci când în Test Manager memoria ar ajunge destul de mult să apăsați pe uh, și după cum puteți observa, memoria se duce, se duce, se duce și scade undeva la 2 GB. Mă rog, acest program e bun atunci în momentul în care memoria trebuie optimizată. În task manager, uitați la memorie, la performanța la memorie și vedeți dacă ajunge undeva mai sus. Activați acest program și dați click pe free memory. Uh, Cam acesta ar fi programul. Uh, tutorialul, programul nu este greu de utilizat, este chiar foarte simplu. Sper că ați înțeles cum faceți Acum o să vă explic Cauzele pierderii de performanță În memorie RAM Sunt două cauze De exemplu, în momentul în care rulăm Un program, acesta va avea nevoie De o anumită cantitate din memoria noastră RAM Pentru a-și încărca din fișiere Dar când îl închidem Programul Păstrează acele fișiere În memoria RAM și bineînțeles, după cum știi, memoria RAM diferă de memoria ROM, deoarece memoria RAM la închiderea calculatorului pierde acele date. Memoria RAM, ROM în schimb le păstrează. A doua cauză sunt programele în funcție de utilizarea uh, care se dă folosesc în anumite circunstanțe o cantitate de memorie RAM. De exemplu, antivirusul. Uh, acesta când scanează are nevoie de o anumită cantitate de memorie. Uh, pentru a realiza această scanare, după ce pornim calculatorul, acele date sunt pierdute, ca la pasul 1, numai că de data aceasta uh, pasul 2 se referă exact la uh, aplicațiile care uh, pornesc, de exemplu, fac o anumită acțiune în momentul de față, de exemplu, cum v-am spus eu, antivirusul uh, scanează, necesită, un pic de mem uh, necesită o cantitate din memoria noastră RAM. De obicei, la, la calculator, când scanați cu antivirus un program de scanat, ați văzut că programul începe procesorul și în același timp și memoria să, să accelereze, să aude mai, să aude mai tare, tare decât de obicei. Este foarte simplu, programul se, se duce. Um, se contopește cu memoria RAM, ca să spun așa, și necesită o anumită parte și în același timp, după cum știm, memoria RAM, RAM, RAM joacă un rol important și pentru procesor, dar și pentru hard disk, deci procesorul se conectează cum ar veni la memorie ca să ia și el, ca să realizeze acele operații de calcul procesor, chiar dacă ele creierul calculatorului se mai contopește cu memoria și de aceea procesorul se mai accelerează și el. Bun, ca asta ar fi tutorialul, sper că ați înțeles, dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un obligat de comentarii tutorial sau pe adresa mea de skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!